După cum se știe, puterea și opoziția au ajuns la un consens pe tema codului fiscal, care presupune un TVA de 20% din ianuarie 2016 și de 19% și de 19% din ianuarie 2017. Modificările aduse codului fiscal sunt privite cu ochii buni de către liberalii giurgiuveni, dar parțial, întrucât aceștia nu cred că noul cod fiscal va fi benefic pe termen lung. Sigur că se poate discuta pentru măsuri de pe termen lung, care n-au fost adoptate în sprijinul agenților economici, pentru că în continuare nu s-a renunțat la acea taxă pe stâlp, nu s-a renunțat la taxa, la acel eurocent sau cum Dumnezeu se numea, care a fost pus în plus la combustibil pentru autostrățile noastre, care, după cum vedeți, în fiecare zi se fac zeci de kilometri. Nu știu, nu o să știm ce să mai facem cu atâtea autostrăzi, în banii care au fost puși deoparte. Deci sunt măsuri care pe termen lung trebuie gândite, cred eu, că chiar de astăzi. Deci soluțiile economice trebuie să fie date de specialiști adevărați care să ia decizii importante la nivelul Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, în primul rând, și Ministerului Dezvoltării pentru o perioadă mai lungă în viața noastră. În ceea ce privește conducerea actualului guvern, Noru Stănișteanu este de părere că premierului Victor Ponta i s-au cam terminat zilele la Palatul Victoria, fiind catalogat drept un om care nu mai poate fi primul administrator al țării.